Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calmlands. Astăzi o să ne ocupăm de terenurile noastre. Ia, haideți să deschid eu aici un pic poarta. Să vedem noi aici ce priveliște asta, mai admirăm că n-am mai văzut-o de mult. Vedem dacă reușim să rezolvăm treaba cu copacul acesta. Noi mai avem niște lemne pe aici? Nu, nu mai avem. Nu mai avem, le-am luat și pe acele. Da, o să vedem, poate reușim să scăpăm de copacul acela sau cel puțin să-l facem să-și revin. O să trebuiască să ne ocupăm de aceste două terenuri. Pe acesta o să trebuiască să-l semănăm, cred că pe celălalt, adică pe acesta, cred că o să-l oprim până în primăvară când o să semănăm o văz pe el, da? De alta, dar mai luăm niște bani și pe paie și pe o văz în sine. Bun, ca să putem să ne apucăm de treabă de luna aceasta, vedeți, am mai încasat niște bănuți, ne-au mai intrat niște bani de la serele noastre, da? De la solari. Văd că au mai făcut și încă câte un palet de salată. Ia să vedem, mai avem apă la ele. O să trebuiască să le mărim și lor capacitatea de depozitare apei. Ok, suntem bine. Ia să vedem, la găini. Bun, au început să producă și niște ouă. Ok. Ia să vedem la oi. Momentan mai au. Sunt de-abia la 5 luni, mai au până când se vor înmulți, vor începe să mulțească practic și până când vor produce lână 100%. Văd că avem totuși 583 de litri de lână. E bine, e foarte, foarte bine momentan. Acum, vedeți voi dacă nu prea am folosit eu acest model de semănătoare. Eu am uitat că ea de fapt și de drept nu mai are nevoie de cultivator, da? Wow, asta era chiar mișto dacă ne permiteam. 44.000, 42 de metri cubi, da, chiar era mișto. Da, eu vreau să intru aici. Da, acum mi-am adus aminte, uitându-mă la ea, da? Mi-am adus aminte că această mașină îți oferă posibilitatea de a semăna direct, fără să fie nevoie să fii cultivat sau arată înainte. Aceste mașini sunt folosite pentru semănarea recoltelor, da? Deci nu mai avem nevoie de cultivator. Asta înseamnă că ne păstrăm și bănuții. Asta înseamnă că ne punem direct pe treabă, intrăm frumos direct pe semănat, da? Nu mai pierdem timpul cu cultivatul, cu chestii de gen. Nu, intrăm direct pe semănat. Am zis că punem acolo pe terenul nostru. Intrăm direct pe semănat, dar nu prea. Haideți să semănăm ce avem. Nu știu dacă ne ajunge sămânța, nu cred. Dacă nu ne ajunge, o să mergem la magazin. Avem acolo remorca aceea de baloți, da? Mergem și mai cumpărăm niște saci de sămânță și îi aducem aici. Bun, deci am zis că punem ors. Punem ors fiindcă avem productivitate mai bună la ors, da? Ne iese mai mult, cu alte cuvinte. Și ne interesează să avem mâncare pentru găini pentru anul următor. Acum, bucuria mea este că această semănătoare e șmecheră rău de tot și fertilizează și seamănă în același timp. Seamănă că am scăpat și de durerea de cap cu fertilizatul. Mai trebuie să mai urmărim noi pe la var. Momentan cred că este ok. Cred că mai avem vreo 2 ani de zile, putem să ne folosim de teren așa, fără să mai împrăștiem var, da? Terenul celălalt, v-am zis, îl păstrăm până în primăvară și o să-l semănăm atunci cu ovăz. De alta, da, o să mai câștigăm. Vreau ca să vând recolta de ovăz, da? Și ne mai rămân și niște bani după paie. Mai încasăm și de acolo după paie câțiva bănuți. Asta înseamnă că ne mai apropiem un pic cu bănuții. Trebuie să strângem bani. Asta este important, să strângem bănuți, să mai cumpărăm un teren. Trebuie să schimbăm și tractorul. El se descurcă momentan, dar nu știu dacă mai cumpărăm și celălalt teren, dacă mai răzbește. E cam cu duș întors. Pe de o parte, eu încerc să-l țin cât pot de mult. Ați văzut voi și pe Porsche. Am încercat să-l țin, decât că în momentul în care am mărit un pic ferma, nu poți să-l pui pe tractorașul acela la această semănătoare. Adică e, cum să spun, nu, e masacru. Ce căsăpeală direct. Nu poți să-l pui.
încă și acesta, și Mahindra, e destul de la limită. Dar să pui Porsche-le la această semănătoare, nu, mie unul mi se pare masacru direct, așa că nu, de aceea trebuie să-l vând. Și atunci am cumpărat Mahindra, practic. Bun. Hai că merge repede, nu întârziem prea mult. Că nu e nici mare terenul. Asta este prima, cum să-i spun, primul lucru bun. Al doilea lucru bun este că și semănătoarea e măricică. Este măricică, asta înseamnă că facem treabă bine. Da. Hai să vedem. Ne ajunge sămânța? Să fie oare să ne ajungă? Tot ce e posibil. Mă tot gândesc dacă putem să facem ceva. Ne-a rămas acolo o fâșie de teren. Vorba de partea aceea din spate. Ne atenționează tractorul că rămânem fără motorin. Ne spune, prietene, vezi că îți trebuiască să mai dai și mie niște motorină să mai pap, că altfel te las pe aici. Mă gândesc dacă putem să facem ceva cu fâșia aceea, dar nu avem ce să facem. E mult prea mică, mult prea îngustă ca să putem să facem ceva de pe ea. Ar fi mers acolo, în cel mai rău caz, o iarbă. Da, nu are rost să ne complicăm. Hai să facem noi ceva. Acolo mă cam deranjează pe mine porțile. Da, asta este, n-am încotro. Hai să-i dăm noi așa pe margine, ca să nu mai trebuiască să mă duc eu prea mult, prea aproape de ele. Da, ne ajunge și sămânța și fertilizatorul. Mai ales că aici avem rata de însămânțare, e medie. Nu este nici mare, nu este nici mică, e medie și să ne ajungă sămânța. Să terminăm terenul. Da, să vedem ce mai facem. Ce e septembrie. Momentan, mare lucru nu o prea avem de făcut. O să așteptăm să vină luna noiembrie, să vindem și noi ouăle pe care le produc momentan găinile noastre. În momentul respectiv, cred că mai vindem și ce mai avem pe acolo. Mai avem niște miere, am văzut. Mai avem și niște salată, nu știu exact când o să fie prețul cel mai bun la salată, dar ne uităm când terminăm aici, terenul ăsta. Și mergem să vindem chestiile acelea. O să mai trebuiască să mai... aduc niște apă la serele noastre. Nu putem să intrăm în iarnă fără să avem apă la ele, mai ales că deja în primăvară ele încep producția ca lumea, da? Și e păcat. Hai să dăm, uite așa. Ar mai putea să mai facem niște stupi, mai gândeam eu. Da? Cât mai mulți, cu atât mai bine. Acum oricum vine iarna. Hai să zicem. Dar ar fi bine să facem niște stupi. Ne-a ajutat. Ne-au ajutat și stupii și la rapiță anul trecut. Ok. Hai să îi dăm și aici. Hai, nu durează prea mult, fiindcă este și semănătoarea destul de lată. Chiar uitasem că această semănătoare permite direct fără cultivator. Mai stând acolo și uitându-mă la ea, zic, nu, ceva, stai așa că mie lipsește ceva. Și mi-am să aminte, zic, stai că zic, nu mai ne trebuie cultivator. Am scăpat de partea cu cultivatul. Da, ne atenționează în continuu până când chiar îi dăm motorină să pape tractorul nostru. E chiar ambițios, cu alte cuvinte. Acolo o să mai avem probabil o coasă, cred că acum o să, luna următoare, în octombrie, o să fie ultima coasă la iarbă. De aceea o să trebuiască să oprim pentru la primăvară numai. Nu are rost să ne mai complicăm. De alta, dar e cam păcat să intru în iarnă fără mâncare la oi, că pe urmă în iarnă oricum iarba nu prea crește, și când spun că nu prea mă refer că nu crește, este foarte mică,
Poate, poate îi scoate de o mâncare, dar până în primăvară, dar n-are rost să mă risc. Da, și așa că cel mai bine ar fi să cosim acum, da, și rezolvăm repede problema. Intrăm în iarnă, stăm liniștiți, așteptăm decât să treacă iarna, nu ne stresăm prea tare. Ce o să mai trebuiască să mai fac eu? Un silos. Un silos o să ne trebuiască neapărat. Nu prea am în altă parte unde să pun. Mai ales că nu avem nici tren pe această hartă. Dacă aveam tren, duceam la silosurile la tren. A zis că ne acceptă de obicei. Da, nu avem tren pe harta aceasta, așa că nu avem unde să ducem. Ia să ne uităm de fapt. De curiozitate, cine știe, poate. A rămas acolo un smoc, nu este o problemă. Măcar asta să fie paguba noastră. Bun, ia uite, a antrenat de semana deja. Ne-a ajuns sămânța. Super, super bine. O să o setăm direct pentru ovăz. Și ne uităm să vedem cam când ar trebui să îl semănăm. Ba, zis, o să mai facem așa un drum. După ce terminăm treaba asta, ne băgăm la un somnic. Și o să ne ocupăm pe urmă de iarbă, luna următoare, practic, în octombrie. Pe urmă o să ne mai trezim undeva prin iarnă ca să mai vindem ce mai avem, da? Când o să fie, de fapt, în noiembrie, mai exact. O să vindem, cum îi spune, ouăle. O să mai fie ceva prin decembrie, ați văzut, avem acolo. În decembrie putem să vindem și grâu și paie. E, mai avem și pe timp de iarnă, decât vindem pe timp de iarnă, nu mai muncim așa mult direct cu cârca. Bun, hai să mergem noi așa frumușel aici. Parcă mai ești tractorul? Parcă, avem și lemne pentru iarnă, ia uite, avem aici lemne pentru iarnă. Mi-am adus, eu mai vreau să mai construiesc câte ceva, dar mai stau de-abia în primăvară. Asta deja, uite, țin de mai mult timp. Mi-am scos și grătarul. Vedeam ce face. Mi-am scos și grătarul. Mi-am adus și înghețată. Mi-am luat și un aparat ăsta de înghețată, că eu sunt mare amator de înghețată. Bun. Hai să vedem. Mai avem ceva de făcut. Deci aici nu avem. La SH nu ne intra nimic. Iar la animale, momentan, nu avem ce să le facem. Bun. Ne băgăm la somn. Ați văzut voi că pe o lună de zile au consumat cam 750 de litri de grâu găinile noastre. Adică, în mod normal, ar trebui să le ajungă pentru un an de zile mâncarea respectivă. Asta înseamnă că ne rămâne grâu să-l vindem. Bun. Vedem acum ce avem pe aici. În primul și în primul rând, uite, ne-a răsărit orzul, da? Decât că avem totuși productivitatea un pic cam mică față de cât m-aș fi așteptat eu, adică suntem la 90% și nu poate să fie decât din cauza la buruiană, că astea pe aici nu sunt ors, nu, astea sunt buruieni pur și simplu. Așa că o să trebuiască să luăm noi frumușel tractorul nostru, care ne tot atenționează continuu că nu mai are motorină, și mergem la magazin. Mergem la magazin să cumpărăm o stropitoare din aceea de ierbicid, da? Luăm și niște ierbicid, o să luăm și ne apucăm, ne punem pe treabă. Acum să vedem exact la ce stropitoare ne hotărâm, fiindcă avem câteva variante, da? Da, v-am zis, să vedem acum la ce stropitoare ne hotărâm. Uite, acolo e o problemă. O să trebuiască să cosim și iarba, dar întâi haideți să terminăm cu buruiana din a doua parcelă, care să știm o treabă. Să știm că am terminat cu terenul respectiv. Și decât ne concentrăm pe urmă atenția asupra ierbii ca să nu pierdem nimic, practic. Bun, mergem la magazin. Întâi punem niște motorină la tractor ca să nu rămânem fără, să nu facem pana izvoia cui. Da?
și după aceea cumpărăm stropitoarea, vedem, ne cumpărăm și erbicidul. Ar fi bine să venim cu ele, să, de fapt să le aducem la fermă. Nu știu dacă și reușim. Dar încercăm. O să ne trebuiască și remorca respectivă și de aceea spun că... Bun. O să ne trebuiască remorca de baloți, da. O să vedeți voi de ce. Bun, haideți să mergem la magazin, nu mai așteptăm să mai vină și respectivul de acolo. Ok. Bun, haideți să punem întâi, vai, spunem motorină ca să nu mai ne chițe în cap, că ne tot atenționează că nu mai are motorină. Ia să vedem la SH, nu vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Ia uitați ce ne dă la CH. Wow, de data asta chiar ne-a lovit ca lumea. Wow, 165 de cai putere, un T7 de la New Holland, 65.900 de euro. Bun, bun la preț. Păcat că nu avem bani de așa ceva. Sincer, în momentul de față. Bun. Ia să vedem, lățime de lucru, putem să-i punem 28 de metri până la... Da, rămâne la 18 metri, am văzut ce era de văzut, nu, rămâne la 18 metri. Stropire loc buruiană. Cu această configurație, fiecare duză a stropitorii se va deschide numai când există buruieni sub duză, astfel vei putea folosi cu 90% mai puțin erbicid. Wow, 39.000. Wow, super. Asta de ținut minte pentru viitor. Bun, hai să o cumpărăm pe aceasta. E cam scumpă, o cumpărăm sau? Mi se pare totuși un pic cam scumpă. Ia, hai să vedem. Așa, mergem noi frumos la stropitori. Da? Aceasta era la ofertă, de la 26.000 la 9.000. Dar mai avem o dată aici, un 5.850, da? Care... stropește până la 9 metri și mai avem așa ceva la 1350 care stropește 15 metri, dar are rezervorul, este foarte mic, 500 de litri e puțin. Eu mai repede aș cumpăra-o pe aceasta și pe ea o să o cumpărăm. Mai bine o încărcăm mai des decât să dăm atâția bani pe ea, da? Momentan, pentru moment. Pe viitor o să ne mai schimbăm părerile. Cumpărăm și un palet de erbicid. Da, asta ca să avem cu ce stropi, să nu avem stropin cu aer pe urmă. Bun. Și le avem la magazin. Uitați. Le avem acolo frumușel. Ne-au mai rămas bani. Treaba este, haideți să vedem cum le ducem noi pe amândouă la fermă. O să apelăm la forțele supranaturale ale noastre. De fapt ale caracterului nostru, da? Are din joc, da? Bun, hai să facem noi așa frumușel, că momentan nu avem stivuitor aici la magazin. Wow, punem o dată aici, ok. Hai să luăm și stropitoarea și la fel o să o așezăm aici. Bun. Hai să vedem. Reușim să le ducem până la fermă? Dacă reușim, pe urmă ne punem și pe treabă. Bun. Haideți să mergem să lăsăm pe undeva pe aici remorca. Nu știu pe unde să o mai punem și pe aceasta. Dar ce s-a întâmplat aici cu remorcile mele? A luat-o la vale remorca. Remorca verde a luat-o la vale. Fiți atenți. Bun, hai să lăsăm aici remorca. Cred că asta este singura explicație. Altfel nu-mi explic ce s-a întâmplat. Bun, hai să le dăm uite așa frumos cel jos.
avansează cum mai trebuie încă o, încă una. Ah. Dar de ce ai făcut așa? Are niște probleme, nu e chiar. Ok, hai că uite, acum e, e bine. Hai să o încărcăm cu ierbicid. Hai să facem o mică manevră aici să rezolvăm problema aceasta, că sincer nu știu de ce s-a întâmplat așa. Ok. Bun. Hai că până acum am îndreptat-o. Nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, sincer, nici nu are rost să-mi bat capul prea mult. Intrăm pe... Trebuie totuși să folosim noi roți înguste. Cu toate că nu cred că este cazul. Mai ales că este în prima. Ia, hai să vedem. Încercăm să vedem dacă într-adevăr dăunează sau nu. Nu. Oricum era, este prima... Este în primul stadiu de creștere, da? N-ar, chiar n-ar fi trebuit să, să-i dăuneze roțile late, dar zic să fim pentru, să fim siguri pentru orice eventualitate. Și ne punem pe ierbicidat, ne punem pe ierbicidat, v-am zis, chiar sunt curios să vedem dacă ne crește înapoi producția la 90%, fiindcă în momentul de față suntem la 90% pe acest teren, ceea ce e un pic cam dubios, sincer. Într-adevăr, n-am folosit eu cilindru, dar nici nu prea i-aș vede rostul, mai ales că nu, că nu joc cu piatra, piatra de râu activată, da? În mod normal, cu cilindru, pentru asta era, pe terenul arabil. La iarbă e cu totul altceva, folosește cilindru ca să nu mai fertilizezi. Ok. Da, a fost bine anul trecut că a fost arat direct prima oară, că n-am mai avut buruiană, nu ne-a mai durut capul. Da, am avut productivitate maximă. Acum să vedem cum facem și anul acesta să avem aceeași productivitate. Oricum văd că a ieșit, a ieșit bureană ca lumea, nu așa? E chiar interesant, apropo că sărim dintr-una în alta, e chiar interesant acea stropitoare cu duze doar pentru buruiană, adică cu senzorul respectiv să detecteze buruiana și să economisești 90% din ierbicid. E chiar super, super tare. Nu știam, n-am văzut până acum, nu știu de unde mi-a apărut așa ceva. Modul, într-adevăr, eu l-am instalat, dar nu știu de unde e chestia aceea cu... cu reducerea consumului la ierbicid. Pe mine nu-mi prea m-a interesat aceea mare, da, care a fost la ofertă, fiindcă era scumpă și noi în momentul de față nu avem nevoie de utilaje scumpe. Mai repede mi-ar fi convenit tractorul. Tractorul, da, este parfum. Dar mă interesa aceasta, chiar dacă are rezervorul mic, da, la 500 de litri chiar e mic, dar o încărcăm mai des, dar economisim niște bani, practic. Asta este, asta este avantajul, economisim niște bani, prețul care îl plătim pentru ele. Și v-am zis, nu știu, chiar nu știu de unde să facem rost de atâția bani de 60 și 70 de mii de euro să cumpărăm tractorul respectiv, mai ales că este decât într-o lună de zile valabil anunțul respectiv, dar nu cred că avem vreo șansă, adică nu că nu cred, chiar nu avem nicio șansă să... să-l cumpărăm. Păcat, era un tractor bun, foarte bun, nu mai bun, dar asta este. Ne descurcăm cu Mahindra, mai tragem de el cât mai putem și mai vedem mai târziu. Și când spun că mai vedem mai târziu, mă refer că probabil mai mult ca sigur mai târziu o să ne mai dea vreun tractor la SH, cine știe. Vedem atunci ce anume. Bun.
Ia să ne-a mai rămas un pic de buruiană. Nu ne-a mai rămas. E un pic pe margine aici, dar e foarte puțin. Ia să vedem. Productivitatea așteptată, 90%. Valoare pH perfectă. Da. Nu știu ce să zic. Asta este. Momentan ne descurcăm așa, pe viitor mai ținem cont și ne mai uităm. O asta. Și treabă și cu aratul. Cu toate că în momentul de față nu ne arată. Și cilindrul la fel. Ia să vedem. Probabil o fi și de la cilindru. Asta este. Nu e nicio problemă. Oricum și la 90% suntem bine. Păi cam atât cred cu acest episod. Rămâne ca în episodul următor să ne ocupăm de iarbă. Și când spun că să ne ocupăm de iarbă... Ia să vedem unde mai punem noi și stropitoarea aceasta. Mă refer la faptul că trebuie să o cosim și implicit să o și adunăm după teren, că este deja luna octombrie și de acum încolo nu prea o să mai crească chiar așa de mult iarba. Am luat, uite, am luat frontloaderul. Nu o să mai crească iarba atât de mult și trebuie să liberăm terenul respectiv. Da? Dar de asta o să ne ocupăm în episodul următor. Ia să mai verificăm noi ceva. Da, 65.000, 66.000. Mult, mult, mult pentru ce ne permite momentul de față. Și această remorcă 11.000, 17.000 de litri. Bun, și aceasta. Foarte bun chiar. Cam atât pentru acest episod. Nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor când o să costim iarba. O să trebuiască să facem din nou niște baloți de iarbă, ceea ce, sincer, nu prea mai îmi place, dar asta este. De alta dar trebuie să eliberăm terenul acesta și să ne pregătim de iarnă, să avem ce să le dăm să mănânce la oițele noastre. Eu sunt Adrian, nu uitați încă o dată, like, subscribe și share și ne vedem tot aici la în episodul următor, tot pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict. O zi frumoasă aveți, pa, pa!